Mânți apropie de sfârșit, suntem prea mulți, resursele sunt prea puține și nimic nu ne poate salva de la catastrofa care se va produce în următoarea sute de ani. O spune Stephen Hawking, unul dintre cei mai mari fizicieni de la Einstein încoace. Tot el are și o soluție însă. If we can avoid disaster for the next two centuries, our species could be safe as we spread into space. Engage. Spațiul, ultima frontieră, o frontieră de care omenirea ar trebui să treacă mai repede. Stephen Hawking ne avertizează: dacă nu cucerim spațiul, murim. It will be difficult enough to avoid disaster in the next 100 years, let alone the next 1,000 or 1,000. Iar Stephen Hawking știe ce spune. Analizează universul de mai bine de jumătate de veac. Născut în ziua în care se împlineau 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei, a apărut de la început predestinat să ajungă la o concluzie care să revoluționeze universul. Și a ajuns. Our population and our use of the finite resources of planet Earth are growing exponentially, along with our technical ability to change the environment for good or ill. But our genetic code still carries the selfish and aggressive instincts that were of survival advantage in the past. Suntem deja 7 miliarde și, fără să știm, ne luptăm pentru supremație, iar planeta abia ne mai suportă. Soluții sunt însă la îndemână. Una dintre lunile lui Jupiter ar putea fi una dintre ele. Specialiștii spun că acolo este oxigen și apă sub formă de gheață. Și luna noastră ar fi numai bună. În plus, primul pas a fost deja făcut. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Până la colonizarea spațiului mai este însă cale lungă, una pe care ar fi bine să o parcurgem în ceva mai puțin de 100 de ani. Our future is in space. Let's see what's out there.